Bună tuturor și assalamu alaikum! Astăzi vom vorbi despre unul dintre cele mai scumpe condimente din lume și anume cardamom. Deci se spune în român, se pronunță în română cardamom. În limba arabă el se numește hal sau hel și se folosește la aromatizarea cafelei sau în preparatele în care fierbem carnea, la orez, în dulciuri și în multe alte situații. Cardamomul este originar din India. Sunt două soiuri, maro și verde. Eu am aici verde. Are o ușoară aromă proaspătă de lămâie și eucalipt. Egiptenii îl foloseau pentru albirea dinților și împrospătarea respirației. Grecii și romanii făceau parfum din el. Poate fi utilizat în cafea, ceai, la carne, orez. Nu consumăm păstăile. Ideal este să-l măcinăm. Putem să-l măcinăm împreună cu păstaia. Nu trebuie adăugat în cantitate foarte mare în mâncare. Are capacitatea de a distruge bacteriile din cavitatea bucală. Putem mesteca zilnic câteva babe de cardamom. De asemenea, protejează inima, este antidepresiv, detoxifică corpul și este un remediu împotriva durerilor de gât și împotriva vomei. Da? Atenție! Consumat în exces poate provoca dureri abdominale. Cum îl folosim? Îl punem la fiert cu alte condimente sau singur atunci când fierbem carne, dacă vrem să-i dăm o notă orientală. Îl punem în ceai, în ceai negru, și cu alte condimente sau numai el, pentru a face vestitul ceai carac din zona Golfului. Îl putem pune în lapte cu orez, în lapte cu griș sau în alt tip de dulciuri.